septembrie, în calendarul creștin, se sărbătorește nașterea Maicii Domnului. În anul sărbătoririi centenarului Marii Uniri, garnizoana Bacău desfășoară un ceremonial militar și religios de dezvelire și sfințire a monumentului dedicat împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire din decembrie 1918. În fața dumneavoastră este dispusă o gardă de onoare constituită din muzica militară a garnizoanei Bacău, garda drapelului de luptă, aparținând grupului 2, cercetare și supraveghere prin radiolocație și avertizare timpurie, și plutoane de cadre militare din cadrul structurilor, aparținând Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne. Baza 95 aeriană, erou capitan aviator Alexandru Șerbănescu, Gruparea de jandarmi mobilă Alexandru cel Bun, Inspectoratul de jandarmi județean Ștefan cel Mare și Detașamentul de pompieri Moinești. Comandantul detașamentului de onoare este domnul locotenent comandor Pădurarul Alin, aparținând bazei 95 aeriană Bacău. Imnul național al României.
urmează dezvelirea monumentului și oficierea serviciului religios de către un sobor de preoți militari și preoți din parohiile ortodoxe și romano-catolice din județele Bacău și Iași. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești în toate împlinești, vistierul curătăților și dătător de viață, vină și te sărășește într-un noi, și ne curățește pe noi de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-le pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-le pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-le pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâni iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântat ești Hristoase, Dumnezeul nostru, și la cel prea înțeles pe pescar.
Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce cu puterea Ta L-ai zidit pe om, din care ai întemeiat neamul omenesc și în înțelepciunea Ta o cârmuiești popoarele, ridicând din rândul lor bărbați înțelepți și pricepuți, care să le lumineze și să le conducă spre a face voia Ta pentru binele lor. Auzi-ne pe noi, Doamne, cei ce ne-am adunat astăzi în jurul acestui monument, ce s-a ridicat într-o pomenirea marilor oameni de stat, ce au făurit România mare, rânduiți de Tine să ne fie conducători în zile bune și povățuitori în zile grele. Ne rugăm Ție, Doamne, scrie numele lor în cartea aleșilor Tăi și precum de demult ai rânduit să se așeze semne din piatră spre aducerea aminte de faptele mari săvârșite de aleșii poporului în numele Tău, așa și acum binevoiește a întări și a binecuvânta acest monument ce s-a ridicat cu prilejul anului centenar împlinirii celor 100 de ani de la făurirea României mari. Spre veșnica pomenire a aleșilor Tăi și a faptelor lor vrednice de urmat, iar poporului nostru ajută, Doamne, ca sub puterea Ta și sub purtarea Ta de grijă, necontenit să propoșească pe calea binelui, slăvindu-Te pe Tine, Dumnezeul părinților noștri, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă căzând, cu frică și cu cutremur, ca niște robi netremnici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății Tale, pentru binefacerile ce au fost asupra robilor Tăi care au ridicat acest monument în cinstea tuturor eroilor căzuți în primul război mondial. Și ca pe Domnul și Binefăcătorul, Te slăvim, Îți cântăm și Te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea Ta, mulțumim, rugând cu umilință nemăsurata și nespusa Ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi rugăciunea robilor Tăi și cu milostivirea învrednicită li se împlini cerurile, așa și de acum înainte învrednicește a spori în dreapta credință, în dragostea cea către Tine și către aproapele, pentru toate faptele cele bune și a dobândi ale Tale binefaceri, împreună cu toți credincioșii Tăi. Izbăvește de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Și ne vrincește pe toți totdeauna mulțumire aduce, cele prea bune a grăit și a cântat Ție, Celui fără de început al Tău Părinte și prea Sfântului și Bunului de viață Făcătorului Tău Duh, Dumnezeului cel slăvit într-o ființă. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Dătătorul nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Să-L binecuvântăm, fraților, pe Dumnezeu, izvorul tuturor binefacerilor, toate cele pe care Dumnezeu le-a creat și le susține cu puterea Sa, toate întâmplările pe care le dirigează providența divină, chiar și acele faptele oamenilor care sunt bune și care duc spre bine, toate îndeamnă inimile și buzele credincioșilor spre a-L binecuvânta pe Dumnezeu, începutul și izvorul oricărui bine. Prin această celebrare de sfințire a acestui monument dedicat Marii Uniri, ne mărturisim credința că toate sunt îndreptate spre binele celor care se tem de Dumnezeu și Îl iubesc. De aceea nu șovăim a cere întotdeauna și în orice împrejurare ajutorul dumnezeiesc, pentru ca, îmbrățișând voința Tatălui nostru din ceruri, să putem împlini toate în Hristos spre slava Lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor, cu adâncă umilință Te rugăm. Binevoiește a veghea cu grijă la destinul poporului nostru și al călăuzi la fericire. Te rugăm, ascultă-ne. Binevoiește a ocroti libertatea și unitatea poporului nostru și a feri inimile cetățenilor noștri de ură, invidie și dezbinare. Te rugăm, ascultă-ne. Binevoiește ai dărui poporului nostru pacea Ta, a-l ajuta să progreseze pe calea voită de Tine și a dărui conducătorilor noștri înțelepciunea și bunătatea Ta. Te rugăm,
ascultă-ne. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Dumnezeule atotputernic și veșnic, te rugăm să asculți cu bunăvoință rugăciunile noastre, prin care implorăm binecuvântarea Ta asupra acestui monument, asupra celor care l-au realizat și a noastră, celor prezenți la acest eveniment. Această binecuvântare dorită de credincioșii Tăi să întărească, Doamne, și să le dea harul ca niciodată să nu uite de binefacerile pe care le primesc de la Tine prin dăruirea atâtor persoane. Așa Te rugăm prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care împreună cu Duhul Sfânt viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Este, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Se sfințește monumentul acesta, închinat celor 100 de ani de la Marea Unire, prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh. Dumnezeule Părinte atotputernic, te rugăm să trimiți din cer pe Îngerul Tău cel Sfânt, care să binecuvânteze, să sfințească acest monument în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se binecuvintează și se sfințește monumentul acesta, ridicat în cinstea celor 100 de ani de la Mare Unire, prin stropire cu această apă sfințită, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Distinse autorități centrale, județene și locale, distinse domnule ministru, distinse doamnă prefect, distinse domnule primar, preacucenici părinți, distinși frați întru Hristos de confesiune romano-catolică, iubiți frați și surori întru Domnul. La acest moment de mare sărbătoare, a inaugurarea acestui monument în cinstea celor 100 de ani de la făurirea Marii Uniri, în an preasfinția sa, Părintele nostru Arhiepiscop Ioachim a transmis un cuvânt căruia, în cele ce urmează, vă rog să-mi permiteți să-i dau citire. La ceas de mare praznic împărătesc, când Sfânta noastră Biserică, îmbrăcată în haină de sărbătoare, cinstește nașterea Maicii Domnului, ocrotitoarea acestui municipiu, în sunetul clopotelor de vecernie, s-a săvârșit slujba de sfințire a acestui monument închinat anului centenar, împlinirii celor 100 de ani de la făurirea României Mari. Prezența unui monument precum acesta este un semn vizibil de lecție de istorie. Fiind așezați în aceste ținuturi, nu puțini au fost cei care de-a lungul veacurilor au dorit să ne cotropească, să ne ia pământul, să ne ia sufletul, să ne îndepărteze din vatra noastră unde Dumnezeu, cu multe mii de ani în urmă, a așezat pe strămoșii noștri. Ridicarea unui astfel de monument este un semn că oamenii încearcă să nu uite. Deși uitarea se așează adesea asupra noastră și te transformă din om în neom, cu conștiința că totul începe cu tine și totul se sfârșește cu tine. O lucrare ca aceasta ne arată că am avut strămoși, că nu am venit de nu știu unde, că noi suntem fiii lor și aceeași determinare pe care ei au avut-o pentru apărarea acestui pământ, să o avem și noi în mintea noastră. Cultivarea unității tuturor românilor
dragostea față de țară și neam, susținute de credința în Dumnezeu și respectul față de sacrificiul și moștenirea lăsată de înaintașii noștri, constituie un ideal sfânt pentru generația actuală pe care trebuie să-l împlinim și să-l transmitem generațiilor viitoare. Inaugurarea acestui monument dedicat anului centenar, aici la Moinești, este încă o dovadă în plus că moineștenii știu să-și prețuiască valorile. Știu să respecte trecutul, având conștiința că nu poți clădi nimic trainic în prezent fără să-ți cunoști și să-ți respecti strict trecutul și înaintașii. Felicităm pe toți cei implicați în realizarea acestui monument, Consiliul Local al Municipiului Moinești, conducerea municipalității, pe domnul primar Valentin Vieru, și rugăm pe bunul Dumnezeu să binecuvânteze poporul român reunit într-o singură țară. Are cuvântul domnul Valentin Vieru, primarul municipiului Moinești, care va vorbi despre semnificația evenimentului. Stimate domnule prefect, stimată doamnă prefect, stimate domnule ministru, domnule primar, onorată audiență, preacucernici părinți. Preasfințitul Petru Gherghel, episcopul diecezei de Iași, mulțumește pentru onoarea și privilegiul care a fost acordat de a fi invitat la această sărbătoare și regretă că nu poate fi prezent din cauza altor obligații. Va fi însă aici, în Moinești, mâine, pentru a celebra o sfântă liturghie, în cinstea eroilor pe care astăzi îi cinstim prin dezvelirea acestui monument. Mulțumește comunității din Moinești, domnului primar, pentru onoarea pe care intenționează să-i o acorde prin numirea lui, prin acordarea titlului de cetățean de onoare. Consideră că această numire este meritată nu atât de el, cât de întreaga comunitate catolică, care alături de frații ortodoxi și-a adus aportul, sacrificiul făcut cu generozitate pentru crearea țării noastre, pentru jertfele care au fost aduse de-a lungul timpului, atât pe câmpurile de luptă, cât și în timpuri de pace. Mulțumim din inimă pentru această onoare, ne însoțește pe toți cu binecuvântarea sa și vă felicită cu ocazia acestui eveniment. Domnule primar. Domnule ministru, domnule secretar de stat, domnule deputat, doamnă prefect, domnilor comandanți, domnilor primari, preacucernici părinți, doamnelor și domnilor stimați oaspeți. Bine ați venit la Moinești, mă bucur că suntem astăzi într-un număr atât de mare pentru a lua parte împreună la dezvelirea acestui monument dedicat centenarului Marei Uniri, 100 de ani de la Marea Unire. În această zi sfântă, în care poporul român sărbătorește nașterea Maicii Domnului, protectoarea spirituală a municipiului Moinești, inaugurăm un monument dedicat centenarului reîntregirii neamului românesc. Un vis de veacuri devenea realitate în anul 1918, prin jertfa câtorva sute de mii de eroi. A fost un eveniment absolut minunat, un eveniment care a creat o continuitate directă între Dacia preistorică și România modernă. În luna septembrie 1908, cu 110 ani în urmă, se inaugura la Moinești monumentul dedicat eroilor războiului de independență de la 1877-1878, aniversând astfel 30 de ani de la eliberarea României. Monumentul, un obelisc simplu, având deasupra o arvilă ținând crucea creștină în cioc, se află la intrarea în Parcul Tei și este astăzi un monument de patrimoniu devenit important punct de reper în localitatea noastră. Într-o fotografie de epocă aflată în arhivele noastre, se poate observa cu claritate cât de mândri erau moineșenii de atunci, legătura lor directă cu eroii acelui război frânt. Iată, astăzi moineștenii inaugurează un nou monument, care sperăm să devină de asemenea o referință obligatorie pentru centrul orașului. Nu vă voi ține acum o lecție de istorie. Cred că sunt cunoscute tuturor faptele de arme și succesele politice și militare extraordinare a celor trei eroi naționali care au contribuit la unirea principatelor române.
Mihai Viteazul, 1558-1601, Alexandru Ioan Cuza, 1820-1873 și Ferdinand I, Întregitorul, 1865-1927. Efigiile acestora străjuiesc deasupra arcului carpatic ale hărții României Mari. Cu siguranță că atunci când Domnul Dumnezeul nostru va îngădui, România se va întoarce la hotarele ei firești și va fi de-a pururi întregită. Nu este întâmplător că acest monument a fost înălțat lângă acest ansamblu, unde sunt arborate drapelul României, drapelul Uniunii Europene și drapelul municipiului Moinești. De azi înainte voi ști să celebrăm în fiecare an aniversarea Marii Uniri la acest nou monument al reîntregirii neamului și vă propun ca Ziua Eroilor să fie în fiecare an la monumentul Parcului Tei, iar Ziua Națională a Țării să o sărbătorim aici, fiecare dintre aceste zile sfânt celebră, cu dragoste de țară și cu demnitatea de a fi român. Sunt bucuros și foarte onorat că suntem împreună și astăzi, 8 septembrie 2018, în fața acestui nou monument din municipiul Moinești, pentru a sărbători cu emoție reîntregirea neamului românesc. De-abia ce am comemorat cei 100 de ani de când țara noastră a intrat în primul război mondial, în anul 1916, românii de atunci, conștientizând că vor putea reîntregi patria, o vor putea transforma în România Mare. Astfel, datorită sacrificiului zecilor de mii de soldați care și-au dat viața atunci, noi putem celebra pe 1 decembrie monumentul fondator al României Moderne, momentul fondator al României Moderne, Marea Unire din 1918, când a fost proclamată la Alba Iulia Unirea Transilvaniei cu țara, desăvârșit astfel România întregită. Astfel se încununează lupta românilor transilvaneni pentru unitatea națională, în continuarea precedentelor acțiuni umaniste ale fraților din Basarabia, 27 martie 1918 și Bucovina, 28 noiembrie 1918. Este împreună cu noi sărbătorit acest glorios centenar onorabilul domn colonel Ion Pricopie, veteran de război, ajuns la o vârstă venerabilă. Domnia sa și domnul Ion Asande sunt doi cetățeni de onoare a acestui municipiu, suntem mândri de ei și îi privim ca pe exemplu de dărie și patriotism demn de urmat de către toate generațiile neamului românesc. Trebuie să știți că în fundația acestui monument am așezat un faimos cilindru de bronz, un act de temelie care consemnează pentru viitorime evenimentul din această zi, 8 septembrie 2018. Este o nouă pagină de istorie care se scrie aici la Moinești. Mulțumesc fiecăruia dintre oaspeții noștri de astăzi, mulțumesc fiecăruia dintre moineșteni și cei prezenți. Trăiască România, la mulți ani Moinești! Întotdeauna când pornești un lucru, trebuie să ai și o sursă de inspirație. Nu este niciun secret că am avut și eu o sursă de inspirație. Înainte de a veni ideea cu acest monument, m-am inspirat de la cineva și este aici venit special de la Ploiești, domnul academician Mircea Cozma, care este și președintele Societății Culturale Istorică Mihai Viteazu, fondată în 1990. Și vrea să ne adreseze câteva cuvinte. Mulțumesc foarte mult, onorată asistență, doamnelor și domnilor. Ideea acestui monument mi-a venit pe 10 august 2013, o dată care ar trebui să ne spună la toți centenar. La 10 august 2013 sărbătoream, într-adevăr foarte puțin, intrarea armatei române în Sofia și reunirea cadrilaterului Burebista cu patria mamă, așa cum scrie pe piatra de temelie de la Balcic, aflată în Muzeul Național de Istorie. Am uitat acele lucruri pentru că trăim într-o epocă când s-au schimbat toate. Pe vremea când noi învățam și ne pregăteam, telefoanele funcționau foarte prost, noi învățam foarte mult ca să fim deștepți, să avem foarte multe cunoștințe. Azi telefoanele sunt foarte deștepte și din când în când uităm ce a fost la 10 august 2013. Și atunci am desenat pe o foaie de hârtie această machetă. Această machetă vine să consfințească granițele realizării poporului român din 1918. Dar, de fapt, ea consfințește ceea ce a făcut Burebista. Burebista nu este pe machetă pentru că el este harta.
Cei trei care sunt pe hartă din cei peste 200 de conducători ai românilor de atunci și până astăzi n-au strălucit printre a reuni moșia lui Burebista. Dar cei trei se numesc pe drept cuvânt întregitorii. De ce Mihai Viteazu? M-ar întreba cineva. Pentru că fie ce vis de atunci sigilul său îl poartă și în orice fapta noastră e lumina cea de ieri, când astrul românimii a recreat o hartă cu spada mântuirii de la Călugăreni, de atunci imperii sumbre nu pot să ne înfrângă. Trei râuri ca trei aripi în veci își poartă unda și acel izvor al vremii în stare curs să învingă e inima izidită în câmpul de la Turda. De ce Alexandru Ioan Cuza? Pentru că el dă numele România român, botează moderna națională românul și face primul pas pentru reașezarea modernă a poporului român. El, Moldovei, e fiul și Munteniei nepot. L-a înfiindiat întreg poporul. Cuza Vodă e peste tot. De ce Ferdinand? Pentru că bat clopote cântând reîntregirea și sufletul ia foc în clopotar. 1 decembrie, neunirea și strălucirea României mari, Mihai Viteazu intră în catedrală și poartă harta Daciei în mâini. Printr-un însu, Cuza Vodă se răscoală și apoi în urma lui se nasc români. Căci e un an care nici când nu trece, un an pe care în veci îl vor slăvi. 1918, un an al nostru, în fiecare zi, ne fie el de-a pururea al noul în luptă cu problemele de azi. Cântăm din Alba Iulia eroul pe Ferdinand I cel Viteaz. De aceea cei trei, dătători de graniță, de nume și de patrie, fac parte din această plachetă, placheta Unirii României Mari. Fie mângăduit ca în numele dumneavoastră, a celor care am conceput aceste lucruri, să mânăm primarului municipiului Moinești în semn de prețuire și respect pentru faptul că transformă un desen al nostru într-o piață monumentală a orașului, într-un monument care va dăni peste veacuri, să-i mânăm diploma de onoare a Societății Culturale Istorice Mihai Viteazu, proprietară din Roma până în Hotin a peste 200 de monumente dedicate fruntașilor neamului românesc, să-i mânăm această diplomă de excelență domnului Valentin Vieru, primarul orașului Moinești. Și pentru că această diplomă din 2013 este însoțită de această plachetă, care de fapt o vedeți acolo, monument, îi mânăm domnului primar această plachetă care să-i străjuiască fiecare clipă din biroul de primar, să se considere alături de întregii României cel care poate să spună mereu alături de noi ceea ce am citit pe o piatră de hotar. Neamț aș fi, de n-aș fi fost latin. Ungur aș fi, de n-aș fi fost și dac. Dar s-a întâmplat așa, să fiu român și eu cu soarta asta mă împac. Întregitorii, cele trei volume pe care le-am prezentat Academiei Europene de Cultură și care au primit prediu Academiei Europene de Cultură, sunt cele trei volume scrise de mine pe care le dăruiesc primăriei orașului Moinești ca să continue pe mai departe România, românismul și măreția tricolorului României și aici, în Moinești, în inima Moldovei. Îl invităm la microfon pe domnul Viorel Ilie, ministrul pentru relația cu Parlamentul. Onorați oaspeți, dragi moineșteni, fiecare după demnitățile și gradele și îndrituirile dumnezeiești pe care le-ați primit aici, pe pământ. Sunt foarte bucuros și emoționat astăzi, aici, în fața dumneavoastră, poate mai mult ca niciodată când am fost primar. Pentru că
Această bucurie o împărtășesc împreună cu dumneavoastră, cu oaspeții dragi, văzând că cele ce odată cu ani în urmă le-am pornit și au găsit un consiliu local, un primar, care să le ducă mai departe. Vreau să vă mulțumesc, domnule primar, Consiliului Local Moinești, pentru că pe lângă inaugurarea acestui monument, în aceste zile, multe alte activități își continuă cursul plecat odată, acum 7, 8, 9 ani, de când am gândit că municipiul Moinești trebuie să fie un reper. Așa cum fiecare dintre noi, în meseria noastră, trebuie să fim un reper, atunci când am fost ales primar al municipiului Moinești, mi-am propus acest lucru. Le mulțumesc moineștenilor, celor care sprijină aceste demersuri, celor care au încredere în continuare în ceea ce se întâmplă și astăzi în municipiul nostru și asigur că prin ceea ce fac astăzi, prin îndatoririle pe care le-am primit, mă strădui în fiecare zi ca numele municipiului Moinești și a Moineștiului să fie pronunțat cu respect și cu mândrie. În aceste zile, în acest an, suntem cu toții și totdeauna e loc de mai bine și ar trebui să fim mai uniți, ar trebui să fim mai atenți cu cei de lângă noi, ar trebui să uităm neajunsurile, ar trebui să lăsăm trecutului cei al trecutului cu cele rele și să vedem lucrurile bune și să le promovăm, să le ducem mai departe în viitor. Datoria noastră este să facem acest lucru. Este o misiune ușoară dacă ne raportăm la ceea ce au fost nevoi să facă înaintașii noștri, dar este totodată și o misiune dificilă, având în față viitorul pe care noi suntem datori să-l construim și să-l lăsăm generațiilor următoare. Acum, în acest an centenar, Moineștiul astăzi este pe hartă, pe harta sărbătorilor, prin acest monument și inaugurarea lui astăzi, prin ceea ce se întâmplă aici în municipiu în fiecare zi. Închei prin a vă mulțumi tuturor pentru prezența dumneavoastră astăzi aici și vă asigur, astăzi ca senator al României, că oricând și oricine are nevoie de sprijinul și ajutorul meu, veți găsi în mine un prieten. Vă mulțumesc! Are cuvântul domnul Gheorghe Popa, secretar de stat la Ministerul Culturii. Preacucerniți părinți, doamnelor și domnilor, domnule ministru, doamnă prefect, domnule deputat, bravi ostași ai armiei române, mult iubite prietene, care ai lăsat simbol trainic aici, la Moinești, Ingo Glas. Onorată asistență, doamnelor și domnilor, această zi este o zi simbolică, dar este o zi și în fapt temei pentru ceea ce înseamnă iubirea noastră pentru istorie, pentru că noi suntem fiii ei. Este în fapt iubirea noastră pentru toți cei care au gândit, au avut curajul și au făptuit fapte mari. Iată-ne așadar în fața a trei
uriași români. Iată-ne așadar în fața istoriei, îngenunchind în fața lor pentru faptele lor. Dar ar trebui să știm, dragi prieteni moineșteni, că acești mari oameni au o legătură strânsă cu acest spațiu binecuvântat al Moldovei. A trebuit să ne amintim că la anul 1600 Mihai Viteazul câștiga bătălia de la Bacău, importantă în fața lui Ieremia Movilă, care fuge la Hotin și se instituie domn al Moldovei. Știți foarte bine, o parte dintre dumneavoastră, că întreaga creștinătate balcanică, în special, l-a privit ca pe un eliberator. Iar după moarte, în hârtiile care au fost găsite sub perna sa, s-a aflat o scrisoare în care acești creștini îl numeau steaua lor răsăriteană. Are Mihai Viteazul legături cu acest teritoriu sfânt al Bacăului. Iată-l pe primul întregitor, cel care a dat numele României, Alexandru Ioan Cuza. Să ne amintim că în drumul său spre București, el oprește la Bacău în februarie 1859, unde a fost primit cu foarte multă căldură și entuziasm extraordinar de populația care își dorea atât de mult să vadă înfăptuit gândul unirii. A stat o noapte în Casa Rafaelă, de lângă gară, o casă care astăzi poartă semnele neputinței noastre, a neputinței noastre de atâția amar de ani. Ar trebui să ne gândim mai departe și să vedem cum putem noi, nu numai prin cuvinte, să aducem prinosul de laudă celor dinaintea noastră, care cu preț extraordinar au făptuit ceea ce au făptuit. Suntem, iată, aici, alături de întregitorul Ferdinand. El este un om al locului, pentru că trebuie să ne aducem aminte că în martie-aprilie 1917 ținea faimosul discurs de la Răcăciuni, în care îndemna pe ostași să fie bravi și să stea drept în fața dușmanului și le promitea ceea ce a își înfăptuit un an mai târziu, libertăți sociale și punerea în fapt în rândul celor care trebuiau să diriguie societatea. Sunt aceste trei mari figuri aici ai Bacăului. Ei nu sunt așa niște simboluri trecătoare. Ei sunt prezenți în fapt, sunt vii. Și ca să închei, am să vă citesc doar câteva cuvinte din proclamația de la 11 decembrie 1861, când în drept s-a realizat prima unire, unirea principatelor române, din proclamația rostită de Alexandru Ioan Cuza. Dumnezeul părinților noștri a fost cu țara, a fost cu noi. El a întărit silințele noastre prin înțelepciunea poporului și a condus națiunea către un falnic viitor. În zilele de 5 și 24 ianuarie ați depus toată voastră încredere în alesul nației. Ați întrunit speranțele voastre într-un singur domn. Alesul vostru vă dă astăzi o singură Românie. Vă iubiți patria, veți ști a o întări. Să trăiască România! Cuvinte care merg peste timp, peste veacuri, cuvinte care rezonează cu ceea ce noi astăzi dorim să înfăptuim în sufletele noastre, în mintea noastră și în cuvântul adevărat rostit în fiecare zi, în anul centenar, trăiască România Mare! Vă mulțumesc! Are cuvântul doamna Luminița Coșa, prefect al județului Bacău.
Bună ziua, da, într-adevăr, mulțumesc, domnule ministru. Numele meu este Coșa Maricica Luminița. Vă mulțumesc, da, și vă mulțumesc pentru urări. Într-adevăr, este ziua mea. Mulțumesc tuturor. E adevărat, de la Bacău, din birou, realitatea este una. În teren este cu alta. Preacucernici părinți, lăudat să fie Iisus. Distins autorități locale, centrale. O să încep și eu ca părintele. Da, într-adevăr, un moment emoționant pentru mine la Moinești, dar și mai emoționant atunci când am văzut în stânga mea trei bravi domni care au dus la făurirea neamului românesc. Și așa că în fața dumneavoastră doresc să cedez timpul meu de a vă vorbi dumneavoastră domniilor lor. Vă mulțumesc! Să anunț eu, este domnul colonel Ioan Pricopie. Așa, da. Onorată asistență, dragi camarazi, în numele Asociației Naționale a Veteranilor de Război, aduc calde felicitări primăriei municipiului Moinești prin ridicarea acestui monument, care va fi o eternitate și va fi împreună cu celălalt monument istoric din parcul de Tei, vor fi cele două edificii în care trebuie să ne închinăm, pentru că fără contribuția armatei n-ar fi fost posibilă unirea cea mare. Mulți au fost din cei care au plecat pe front și puțin s-au mai reîntors. Cei care nu s-au mai reîntors au fost plânși atât de părinți, dar mai ales de soții, dar mai ales de copii care au rămas fără sprijinul tata. Eu, ca fost ofițer al armatei române, de rezervă, bineînțeles, aduc vii mulțumiri tuturor celor care astăzi ne onorează cu prezența și vă doresc din suflet multe, multe sănătate, iar celor care nu sunt prezenți să nu uite că sunt români. Că sunt români, că sunt acei care au prevelnic, au plecat de lângă noi, s-au dus în alte țări ca să găsească existența. Existența este numai aici, pentru că neam de neamul nostru au luptat pentru țara noastră, pentru pământul nostru. Vă doresc tuturor multe, multe sănătate, să îndepășiți vârsta și la mulți, mulți ani. Să-i urăm la mulți ani și noi dumnealui, pentru că aseară îmi spunea că mai are 15 luni și împlinește 100 de ani. Urmează activitatea de depunere de buchete de flori. Depune un buchet de flori din partea Senatului României. Buchetul este depus de către domnul Viorel Ilie, ministru pentru relația cu Parlamentul. Se depune un buchet de flori din partea Camerei Deputaților.
Buchetul este depus de către domnul deputat Constantin Avram. Se pregătește reprezentantul Ministerului Culturii. Depune un buchet de flori din partea Ministerului Culturii. Buchetul este depus de către domnul secretar de stat Gheorghe Popa. Este unitatea administrativ-teritorială Moinești. Se depune un buchet de flori din partea unității administrativ-teritoriale Moinești. Buchetul este depus de către delegația condusă de către domnul Valentin Vieru, primar al municipiului Moinești. Se pregătește domnul viceprimar. Reprezentantul Consiliului Județean Bacău. Se depune un buchet de flori din partea unității administrative Consiliului Județean Bacău. Buchetul este depus de către domnul Adrian Popescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău. Se pregătește instituția prefectului. Prefectului. Buchetul este depus de către doamna prefect Maricica Luminița Coșa. Se pregătește Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Depune un buchet de flori din partea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Buchetul este depus de către domnul protopop Costel Mareș. Se pregătește Episcopia Romano-Catolică de Iași. Se depune un buchet de flori din partea Episcopiei Romano-Catolice de Iași. Se pregătește garnizoana Bacău.
doamnă, domnul Colo. Din partea comandanților unităților militare aparținând Ministerului Apărării Naționale, comandantul Direcției Județene de Informații Bacău și a comandanților structurilor aparținând Ministerului Afacerilor Interne. Delegația este condusă de către domnul comandor Leonard Baraboi, comandantul garnizoanei Bacău. Se pregătesc Asociația Națională Culturi Eroilor și Asociația Națională a Veteranilor de Război. Se depune un buchet de flori din partea Asociației Naționale Culturi Eroilor Regina Maria, filiala județeană Colonel Corneliu Chirieș, Bacău și Asociația Națională a Veteranilor de Război, sub filiala Moinești. Din partea reprezentanților unităților administrativ-teritoriale din județul Bacău. Îi invităm la microfon pe domnul Valentin Vieru, primar al municipiului Moinești, pentru înmânarea unor distincții. Înainte de a amâna distincțiile de care spunea doamna, aș vrea să fac și un anunț, că aici, în mijlocul nostru, ca o surpriză pentru moineșteni, vă prezentăm o gardă. Vă rog să veniți mai în față, domnule colonel. O gardă la drapelul regelui Ferdinand, gardă pregătită de invitatul nostru, colonel în retragere, Stelian Cojocaru, președintele Asociației de Tradiții Militare din Bacău. Soldații sunt copiii noștri de la Liceul Spiru Hareț și poartă cu mândrie uniformele regimului 27 Infanterie Bacău, regiment care a luptat eroi cu mari pierderi apărând culmea Cireșoaia în luna august a anului 2017, regimentul 27. Garda este comandată de domnul Stelian Cojocaru, echipat în uniformă de maior. Acești strănepoți ai eroilor neamului nostru, împreună cu noi toți, aduc un omagiu celor care s-au jertfit în războiul de reîntregire a neamului românesc. Dacă ceremonialul pentru sfințirea acestui monument dedicat centenarului și 100 de ani de la Marea Unire, am ales acest moment să oferim niște distincții unor onorabili domni care cu cinste promovează numele municipiului Moinești, acolo unde merg zi de zi, acolo unde se desfășoară activitatea profesională. Aș începe cu domnul Ingo Glas, aici aproape de mine. Domnul Ingo Glas, sculptor, artist de renume internațional, a primit de-a lungul timpului un număr absolut impresionat de titluri, medalii, distincții, inclusiv din partea președinției României. În anul 1996 concepe și realizează monumentul aniversar Dada,
centenarul nașterii lui Tristan Țara din Oțel și Beton. Toți participanții taberei de pictură și sculptură, artiști plastici măinești, sunt motivați să participe la acest eveniment din orașul nostru și datorită faptului că vor să vadă cu ochii lor lucrarea monumentală a artistului Ingo Glas, devenită emblematică pentru Moinești, în așa măsură încât pe multe meridiane ale globului suntem recunoscuți ca fiind Dada City România. Îl invit alături de mine pe domnul viceprimar, cel care va da citire hotărârii Consiliului Local Moinești, prin care a fost atribuit titlul de cetățean de onoare domnului Ingo Glas. Hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Moinești domnului Ingo Glas. Consiliul Local al municipiului Moinești, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară din data de 29.08.2018, hotărăște. Se conferă titlul de cetățean de onoare al municipiului Moinești domnului Ingo Glas în semn de recunoaștere a activității sale și a contribuției la dezvoltarea și promovarea valorilor culturale și artistice. La municipiului în general, reprezentanții municipiului, cetățean de onoare acestui municipiu. Eu sunt născut la Timișoara, în 41, și acum vreo 20 de ani am primit și am devenit cetățean de onoare a orașului meu natal. Trăiesc, de fapt, în Germania, la München, unde, prin sculpturile mele, am reprezentat România în Japonia, în Australia, în diferite colecții de muzee. Și pe lângă biografia mea, fiecare al 10-lea cuvânt este numit Monumentul Dada din Moinești. Într-un ziar japonez este chiar reprodusă această lucrare. În Statele Unite, la Washington DC, a apărut pentru prima dată, nici bine n-a fost inaugurat monumentul acum 22 de ani, deja s-a publicat în Art in America această lucrare. Așa că, în continuare, doresc să, cât timp trăiesc, să ajut ca acest emblem să ajungă în toată lumea, chiar în țări necunoscute. Al doilea cetățean, mai înainte vă spunea ceva din activitatea dumnealui desfășurată aici la Moinești ca primar, astăzi ca senator și ministru. Domnul Viorel Ilie. Nu cred că mai are nevoie de nicio prezentare. Cu siguranță știți că este senator, ministru pentru relația cu Parlamentul în Guvernul României. De-a lungul celor două mandate de primar, 2008-2016, a transformat municipiul Moinești într-un oraș european, respectând cu strictețe sloganul Promovăm valorile, stimulăm competiția, construim viitorul. Implicând administrația locală în numeroase proiecte cu finanțare europeană, regională și locală. Domnia sa are mari merite personale și datorită activității lui, localitatea a primit statutul de stațiune turistică de interes local, un pol regional de artă prin existența Centrului Cultural Lira și a numeroaselor activități și evenimente anuale organizate aici. Calendarul este respectat cu strictețe în fiecare an. Multe dintre aceste evenimente și activități au deja notorietate la nivel internațional în acești ultimi 10 ani și au avut oaspeți aici de peste 25 de țări. Îl invit de asemenea pe domnul viceprimar pentru a da citire hotărârii Consiliului Local.
hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Moinești domnului Viorel Ilie. Consiliul Local al municipiului Moinești, județul Bacău, întrunit în ședința ordinară din 29 august 2018, hotărăște. Se conferă titlul de cetățean de onoare al municipiului Moinești domnului Viorel Ilie în semn de recunoaștere a activității sale și a contribuției la dezvoltarea și promovarea municipiului Moinești. Nu e cazul să vă mai spun decât că simt această onoare cu fiecare strângere de mână, cu fiecare mulțumire, cu fiecare zâmbet pe care mi-l adresați atunci când ne întâlnim. Vă mulțumesc! Domnul Dumitru Macovei și domnul Ion Văsâi sunt artiști plastici, membrii importanți ai Uniunii Artiștilor Plastici din România, oameni cu o carieră culturală de excepție, autor a unor lucrări de artă care au fost expuse în numeroase expoziții atât din țară cât și din străinătate. Sunt participanți foarte activi în cadrul Breslei-lor, iar notorietatea câștigată de-a lungul timpului le-a permis prezența la un număr impresionant de tabere de creație de artă plastică și simpozioane de profil din România și din străinătate. Au participat în fiecare an la tabăra de pictură și sculptură artiști plastici în Moinești și mai mult decât atât au contribuit cu recomandări împreună cu ceilalți artiști plastici moineșteni la întocmirea portofoliului de invitații pentru acest eveniment major anual din municipiul nostru. Domnul Ion Văsâi a fondat prima galerie de artă din municipiul nostru, a organizat o tabără de pictură, a pus bazele fundației Avantgarde Visual Art și a revistei cu același nume. A primit foarte multe distincții și premii pentru activitatea sa didactică și pedagogică. Iar domnul Dumitru Macovei este autorul frescelor din arta monumentală de pe peretele bibliotecii municipale și a blocului din fața primăriei. Are un atelier care a devenit în timp un adevărat reper, obiectivele turistice, un adevărat reper obiectivelor turistice al orașului nostru. Nu de puține ori, oaspeți importanța municipalității, trecându-i pragul și bucurându-se de ospitalitate și generozitatea sa. Vă rog, domnule profesor Văsâi. Hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Moinești, domnului Ion Văsâi. Consiliul Local al municipiului Moinești, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară din data de 29 august 2018, hotărăște. Se conferă titlul de cetățean de onoare al municipiului Moinești, domnului Ion Văsâi, în semn de recunoaștere a activității sale și a contribuției la dezvoltarea și promovarea valorilor culturale și artistice. Această zi de mare sărbătoare a orașului Moinești și zi de mare însemnătate istorică, iată, vreau să-mi exprim și eu o întreagă gratitudine față de autoritatea locală, reprezentată aici prin Consiliul Local Moinești și domnul primar Valentin Vieru, căruia de ună zi îi spuneam că gestul acesta subliniază și se suprapune peste onoarea pe care ne-o face zi de zi, ceas de ceas, orașul Moinești, ca cetățeni ai locului. Și privilegiul de a-i respira aerul pe care l-au respirat iluștrii noștri înaintași, Tristan Țara, Lucian și Enescu. De aceea, vreau să aduc încă o dată mulțumirile mele și întreaga mea gratitudine, fiind convins că fiecare cetățean al orașului Moinești, prin ceea ce face la locul de muncă, în familie sau în societate, este în mod implicit un cetățean de onoare. Mulțumesc încă o dată și am încredințarea că fiecare dintre noi, dacă putem face un bine semenilor noștri,
putem să trăim nu doar pentru noi, ci puțin și pentru ceilalți, în deplină libertate, cu iubire și permanent în căutarea adevărului. Vă mulțumesc! Hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Moinești domnului Dumitru Macovei. Consiliul Local al municipiului Moinești, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară din data de 29 august 2018, hotărăște. Se conferă titlul de cetățean de onoare al municipiului Moinești domnului Dumitru Macovei, în semn de recunoaștere a activității sale și a contribuției la dezvoltarea și promovarea valorilor culturale și artistice. Onorată asistență, mă simt emoționat și sunt foarte bucuros că primăria, Consiliul Local și toți cei care înveți cartea s-au gândit la mine. Nu am făcut nimic de văzut. Este modul meu de a fi, de a trăi și de a mă integra în orașul în care locuiesc. Vă mulțumesc! De asemenea, titlul de cetățean de onoare va fi oferit mâine în cadrul slujbei de la Biserica Catolică episcopului Romano, episcopului Petru Gherghel, episcop al Episcopiei Romano-Catolice Iași. De asemenea, mai e aici o distinție pentru un alt preasfinția sa, Ioachim Băcăoanu, cetățean de onoare al municipiului Moinești, în semn de aleasă prețuire pentru creștinească sa trudă neobosită în slujba comunității moineștene. O să ofer părintelui protopop Costel Mareș pentru a fi mânat. De asemenea, în municipiul Moinești avem o adolescentă, o absolventă a liceului Spiru Haret, o absolventă de nota 10. Este singura elevă din municipiul Moinești care a obținut nota 10 la examenul de bacaloriat. O cheamă Daniela Ghineț și în semn de aleasă prețuire pentru nota 10 la examenul de bacaloriat din iunie-iulie 2018, un rezultat excepțional. Felicitări! Consiliul Local a ales să-i dea și un premiu financiar, 1000 de lei. Pentru sprijinul adus municipiului Moinești, pentru colaborarea cu cei care mereu sunt prezenți la evenimente, pentru că mereu ne întâlnim și analizăm problemele cetățenilor, uneori ne inspirăm unii de la alții, aș vrea să acord câteva premii de excelență. Domnul Constantin Avram, deputat în Parlamentul României. Doamna Maricica Coșa, prefect al județului Bacău. Încă o dată, la mulți ani, astăzi este ziua. Evenimentele mari din viața ei le sărbătorește la Moinești, să știți. Domnul Gheorghe Popa, secretar de stat la Ministerul Culturii. Domnul Adrian Popescu, vicepreședintele Consiliului Județean. Domnul Ion Dincea, vicepreședinte Raion Cantemir, Republica Moldova. Avem musafir din străinătate în această perioadă. Orașul înfrățit cu noi, Cantemir. De asemenea, pentru domnul președinte, care nu este aici, domnul Andrei Ciobanu, o să-i mâneze tot dumnealui. Și Anatolie Bazilievici este cel prezent, delegatul vicepreședinte al Consiliului Raional Cantemir.
domnul Ion Mihalache, inspector șef la ISU Bacău. Domnul Leonard Baraboi, comandor garnizoana Bacău. Aș vrea să-i mulțumesc în numele tuturor moineștenilor și a meu personal, datorită dumnealui astăzi avem prezența fanfarei militare și a întregii garnizoane Bacău. Vă mulțumesc, domnule comandor. Domnul Ion Procopie, colonel, veteran de război. Domnul colonel în retragere, Stelian Cojocaru. Domnul Costel Mareș, protopop de Moinești. Și pentru domnul Piment, nu este prezent. Domnul vicar Piment, de la Arhiepiscopia Romanului și Bacău. Domnul Benone Farcaș, rector Institutul Romano-Catolic Iași. Domnul Augustin Benchea, decan Romano-Catolic Episcopia Iași. Și domnul Ludovic Budnărașu, paroh. O să-l invit din nou lângă mine pe domnul Mircea Cosma. Dați-i voie să vă despart de șapca mea centenar, să eu fac cadou primarului. De asemenea și domnului Andrei Țurcanu, membru aceiași fundații și director general al ANL București pe România, de fapt, România, este cel care ne susține în construirea blocurilor ANL de la Lucăcești, 52 de apartamente și transformarea unei aripi a acelei baze de tratament și spații de cazare. O parte din ea va fi transformată în locuințe pentru cei care lucrează în sănătate. Acest monument trebuia să fie realizat de cineva. După ce ne-a venit ideea, după ce ne-am apucat de treabă, trebuia să găsim și pe cel care să toarne acest monument. Și îl invit alături de mine pe domnul Adrian Păslaru și domnul Rareș Glăduț, artistul plastic care a realizat cele trei figuri de la acest monument. Îl invit alături de mine pe cel care ne-a susținut mereu în căutarea documentelor, să le punem la dispoziție, să întocmim documente ce stau Cristovu de la baza monumentului, domnul Vilică Munteanu. De la Târgov ne-a invit pe domnul viceprimar Nuțu Costache. Diploma este și pentru Ștefan Șilochi, primarul orașului Târgovna, care nu este prezent astăzi. Domnul Gheorghe Baciu, primarul orașului Slănic, Moldova. Dați-mi voie să transmit și eu un gând, dacă îmi permiteți. Sper că nu stric protocolul. Primarii de la Dărmănești și de la Târgovna sunt absez motivați astăzi, știți, domnul primar, și m-au rugat să transmit un gând din partea dumneavoastră. Noi suntem
în Asociația Mompesa, primari, prieteni, și vrem să participăm la toate evenimentele primarilor noștri. Din păcate, astăzi dumnealor nu sunt. Un gând bun pentru Moinești, din partea mea și a dumnealor. La mulți ani Moinești, la mulți ani România, să trăim în unitate și să prosperăm, să fim mai hainici, mai buni, mai... Ai văzut rotița aia, da? Răbdători. Mulțumesc, domnul deputat. Felicitări, domnul senator. Domnul Dragoș Ștefan, viceprimarul municipiului Bacău. Ai văzut? S-a deschis? Bine. Domnul Ionică Câdă, primarul comunei Măgirești. Domnul Victor Diaconu, primarul comunei Ardeoani. Domnul Răzvan Tudose, primarul comunei Zemeș. Domnul Eusebiu Alexandrescu, primarul comunei Solonț. Domnul Ioan Bujor, primarul comunei Dofteana. Domnul Daniel Soroiu, primăria comunei Cașin. Rotarul de la Strugari, parcă trebuie. Nu, o să le primească. Aș fi vrut să dau fiecăruia dintre dumneavoastră câte o diplomă. Ocupam tot timpul. Sunt sigur că am depășit din el și îmi cer scuze organizatorilor din partea garnizoanei. În încheiere, aș vrea să mulțumesc tuturor că ați fost prezenți astăzi aici. Să mulțumesc comandantului garnizoanei, domnului Leonard Baraboi, domnului comandor, Inspectoratului pentru situații de urgență, Inspectoratului de jandarmi, Poliției Municipiului Moinești, prin domnii comandanți aici, punctului de lucru, jandarmi Moinești, pompieri, unitatea de aici, de la Moinești, de la pompieri, și să vă aduc la cunoștință că sâmbăta viitoare, începând cu ora 9, va avea loc resfințirea bisericii de la pompieri și sfințirea altarului de vară. Și pentru că pe 13 septembrie este ziua pompierilor, domnul inspector șef aici, Ion Mihalache, a decis, la invitația mea, bineînțeles, să facă un ceremonial militar aici cu toată flota din județul Bacău. Alături de ei vor fi fanfara militară și 10 plutoane de militari. Vă așteptăm, domnul colonel. Și pe dumneavoastră de asemenea. Să mulțumesc soborului de preoți condus aici de părintele protopop Mareș Costel. De asemenea, să mulțumesc soborului de preoți de la Episcopia Romano-Catolic. Să mulțumesc domnului colonel venit special aici în aceste ținute. Să mulțumesc primarilor, să mulțumesc tuturor. Dacă am scăpat pe cineva, vă rog să mă scuzați. Sunt și emoții la un eveniment așa de mare pentru municipiul nostru. Încă o dată, să trăiască România, trăiască Moinești! Doamnelor, domnilor, stimați invitați, urmează defilarea gărzii de onoare. Invităm asistența în fața primăriei pentru a primi onorul.